Bună ziua! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom analiza modul în care rezolvăm ecuațiile în mulțimea numerelor întregi. Mai întâi să reamintim ce este aceea o ecuație. Astfel, egalități de formă. X plus sau minus A egal cu B. A minus X egal cu B. A ori X egal cu B. X împărțit la A egal cu B. Evident, condiția ca să fie diferit de 0. A împărțit la X este egal cu B. În aceste condiții, B să fie divizor al lui A. AX plus sau minus B egal cu C. Aici trebuie să facem remarca că B plus sau minus C trebuie să fie un multiplu de A. X împărțit la A plus sau minus B egal cu C. Cu aceeași condiție, A diferit de 0. Sau modul de X egal cu A se numesc ecuații cu o necunoscută. În cazul tuturor celor exemplificate, X reprezintă necunoscuta. A rezolva o egalitate înseamnă a determina valoarea lui X pentru care egalitatea este verificată și se numește soluția ecuației. Mulțimea tuturor valorilor necunoscute pentru care egalitatea se verifică reprezintă mulțimea soluțiilor ecuației. Vom numi ecuații echivalente două ecuații care au aceeași soluție. Reținem așadar că a rezolva o ecuație înseamnă a găsi mulțimea tuturor soluțiilor dintr-o mulțime dată. Înainte de a analiza etapele pe care trebuie să le parcurgem în rezolvarea ecuațiilor în mulțimea numerelor întregi, vă supun atenției câteva proprietăți ale ecuațiilor. Vom observa că balanța din figura alăturată va rămâne în echilibru dacă pe cele două talere ale ei adăugăm aceeași cantitate. Rămâne în echilibru dacă de pe cele două talere luăm aceeași cantitate. Rămâne în continuare în echilibru dacă înjumătățim cantitățile de pe fiecare taler sau triplăm cantitățile de pe fiecare taler. Așadar, putem reține că dacă adunăm sau scădem același număr întreg la ambii membri ai unei egalități, atunci egalitatea se păstrează. Dacă înmulțim cu același număr întreg ambii membri ai unei egalități, atunci egalitatea rămâne valabilă. Dacă împărțim cu același divizor comun ambii membri ai unei egalități, atunci egalitatea se păstrează. În continuare, vom parcurge etapele rezolvării unei ecuații în mulțimea numerelor întregi. 1. Desființăm parantezele, dacă este cazul, și separăm termenii, adică trecem termenii care conțin necunoscuta într-un membru și termenii care nu au necunoscută în celălalt membru. Etapa 2. Efectuăm calculele în fiecare membru al egalității. Și etapa 3. Obținem soluția egalității. Pentru a înțelege mai bine aceste etape, vom parcurge împreună câteva exemple. Un prim exemplu. Ecuația x plus 5 egal cu 7. În acest caz, observați că nu este cazul desființării parantezelor, așa că trecem la separarea termenilor. Pentru aceasta, o să scădem din ambii termene ecuației 5 și vom obține că x este egal cu 2. Adică, soluția ecuației este mulțimea care conține elementul 2. Exemplul al doilea. 15 minus x este egal cu 20. În acest caz, o să scădem din ambii termene a egalității 15. Și vom obține că minus x egal cu 5. În continuare, înmulțim ambii membri cu minus 1 și obținem x egal cu minus 5, adică soluția ecuației este mulțimea ce conține elementul minus 5. Cel de-al treilea exemplu, 37 împărțit la x este egal cu 7, cu condiția ca x să fie diferit de 0. X este egal cu 37 împărțit la 7. Observăm că 37 nu se împarte exact la 7, adică 37 nu este un multiplu al lui 7. Pentru că noi rezolvăm ecuațiile în mulțimea numerelor întregi, această ecuație nu are soluție, adică mulțimea soluțiilor este mulțimea vidă. Un al patrulea și un ultim exemplu este următoarea ecuație. 10 pe lângă x minus 3 minus 3 pe lângă x minus 3 este egal cu minus 42.
Mai întâi desființăm parantezele și suntem atenți la minusul din fața parantezelor, adică nu uităm că minus în fața parantezei schimbă semne. După desființarea parantezelor obținem 10x minus 30 minus 3x plus 9 este egal cu minus 42. Separăm termenii. În membru stâng al ecuației vom păstra termenii care conține cunoscuta. 10x minus 3x este egal cu minus 42 plus 30 minus 9, adică 7x egal cu minus 21, de unde determinăm că x este egal cu minus 21 împărțit la 7, adică x egal cu minus 3. Astfel, soluția ecuației este mulțimea care conține elementul minus 3. Vă doresc și vouă mult succes în rezolvarea ecuațiilor în mulțimea numerelor întregi. Bună ziua!